Dar nu, așa, cum treabă. A? Tu nu faci cum treabă. Mihai, principalul strofie. Salutare fraților și dragilor și bine v-am găsit pe canalul Ioan și Mihaiță din Bucovina. Salutare lume! Știți ce facem noi, amu? Nu v-am zis, mai avem o tradiție frumoasă că când se merge la biserică în ziua de Bobotează sau de Iordan, acolo preotul face aghiazma cea mare și sara până a sfințe soarele la noi încă trebuie să fie o leacă de soare, dar nu-i de ce că tătă e nourat și afară plouă și parcă e noapte, de-amu? Și sara în ziua aceea, la noi încă e sâmbătă sară data de 6 ianuarie, sara până a sfințe soarele trebuie cu aghiazma asta distrochită. Pe acasă, ce aveți? Animale, casuța, copacei, fânul, trebuie distrochit cu aghiazma asta. Chiar și în grădină și oriunde trebuie distrochit. Așa că bineînțeles că mama pe acasă a zis că o strochit e, dar aici ne-a zis să strochesc eu la casuță. A zis că dacă vreau să mă duc să strochesc și am zis că chiar vin eu să strochesc. Stăt locul, bancuța, mergem la Bobocei, amuș acolo sau la Gâști în țarc, strochim. Stăt locul. Deci că mama a fost la biserică, bineînțeles, și a luat și aghiazmă de la Bobotează. Ieri a fost preotul și a strochit, dar azi de-am strochim noi cu, cu aghiazmă. În casuță, Trebuie busuioc mai mare, de aici mama tot la biserică l-a luat și n-am mai fost în pod. Bradul nostru frumos, îl avem și la anul tot așa frumos. Și încă mai mulți colindatori să vii, uite așa, cât mai mulți. Masa noastră, nucile noastre, roada noastră de toamnă, tot acolo ce am avut. Așa, pe aici, La noi plita încă, ia, dă-i eu, uite, și aici am busuioc, ia. Și aici stăm strochim. Uite așa. Plita încă trebuie să fie călduț, ia, ia. A, ce v-am zis, la noi în casuț e călduț. Că noi am nimeni terminat de mâncat bulze, ci ea, sau urșă, cu mamaligă, și aici au fost cald. Ați văzut vlogul, cred că de-am, nu? Numai că eu încă nu știu dacă v-ați dat acolo 1000 de like-uri, care n-au dat 1000 de like-uri, fraților, haideți să fac și Mihaiță o mâncare gustoasă. Așa, în casuță, parcă, e bun. Soba strochim cât mai ghini, să meargă cât mai ghini, să facem și mâncare și tot să facem la densa. Uite așa. De-amu, mergem în copacei, prin livadă, o zis Dacă aveți copacei, ce aveți? Cuptorul. Hai, mă duc și o leacă-i glod, dar nu-i nica, de glodul nu mă tem, mă duc pe din dos la casuță. Strochim tăti colțuri, așa. Strochim tăți, nu s-a prochii rău de dânsa. Am strochit și hornul să ții mai mult, știi? Mm-hmm. Tragă ghine să aibă tiraj să scoată lemnul din sobă. Nu mai trebuie așa tiraj. Copacul ăsta din nuc, la copturaș. Așa, strochim aici. La copilușul pentru ce? Snow kitchen cap. Mm-hmm. Aici sta, copacel. Uite așa, strochit. Copacei, livad, tăt ce aveți, tăt strochit. Visa divii. Usturoiul. Asta numai decât că fără usturoi, te-am uitat, nu-ți lua în cap. Oh, și nii ne-am dat. Na, Mihai, așa. Băi, dar ăsta cine l-a rupt? Nu știu. Cine l-a rupt, Dodo? Nu știu. De când n-am fost pe aici? Eu nu știu ce-ți-a rupt. Eu aghează-l văd. Da, ce, nu mai învii, gata. Așa, în solar să ne aduci la mine. Dar pe omul haidea în solar. Putea, dar ăsta și eu, înflorit, eu nu înțeleg. O înflorit amu iarna și se usucă de-amu. Sau încă de cu toamnă. Nu, el a fost înflorit. Băi, dar pe asta cum e iarnă când florești copaci, asta nu poți fi de cu toamnă. Putea, e înflorit amu, băi. Ba, eleu și amuș, dacă dă-o în ger, gata, anul ăsta nu mai avem nici apuși. Dar noi strochim cu aghiazmă și tăta fiu. Hai și papuși ne-am făcut. Usturoiul cât mai mult fiu. Așa. Mă duc și la voi, mă duc. Pe acolo tot aveai pamă. Da, știu.
Demon solar. Băi, dar cine-o rupt Dudu-i? Coșu. Uite, Mihai, cu coșu. Așa. Pe aici. Ține-o în brațe acolo. Sau eu sau tu, dar eu nu țin minte să-l rup. Așa. Dea-mă la boboci, mă duc. Vă dată spate de-i luat acasă, dea-mă. Eu acolo n-am deschis de acela. Nu, nu-i deschis. Lasă-t merge unul înainte. S-a mai rămas ceva, gheaz, mă? Ui! S-a mai rămas ceva? Gheaz, uh-huh. Da, dar ce mai vrei? Nu? Da. Lasă-mă. Nu rămas, mă. Eu am vrut să-i strochez pe dânsul. S-a mai rămâi, știi? Nu încolo, bă! Acasă! Și frig afară! Am ieșit din casă, nu ne-am luat curtcă. Mă gândeam, oh, călduț! Am ieșit o leacă și frig. Păi și gârștile că ți-o le-o rupt, ai, așa ala. Da. Uite, sitem de pod, eu știu ce cu desle. E albul sitem de pod, ia uite. Când ceva nou, ele nu-i. Ele nu-i, da, nu-i. Sitem. Nu a trecut pod, sitem de pod. Nu a trecut pod, sitem. Da. Ui, și căluța așa la desle. Ei, de roabă tot sitem. Hai, hai, hai! Așa! Pe aici mama îmi spală că o strochit. Da, mama mai rămas. Ce-i că am prins de ce de aici? Da? Unde aș vrea? Așa mi-ai cu minte să nu știu unde astea. Da, da, da. Așa. Puișor Mihaiță să ne aduci, sau poate îi pune seara. A! Mi-a scris acolo un comentariu că ei mănâncă pereță de aceea că lor le trebuie să le punem în ceva niște nasăp, știi? E chiar uite ce, ia și merg și eu de acolo, nasăp să te spune deja. Îi să aibă de ciuchit nasăp și să nu mai mănâncă pereță. Așa e frumos, așa, uite. Așa e frumos aici, rămâi în viață de afară. Hai, v-am adus nasip. Să-ți mâncați? Hai, hai! Fraților, la noi de-amu... E bună dimineața! Bună dimineața! Și bine v-am găsit iară pe canalul nostru. De fapt, care iară, că voi sunteți mai departe la vlog. La noi încă plouă. Vremea încă... Nu pot zic că e urâtă. E bună așa cum dă bunul Dumnezeu. De ce? Că trebuie ploaie. Noi cu Mihaița amu mergem repede să facem treburile. Dar de ce am rămas aici la vlog? Amu chiar m-am trezit și zic, hai Mihaiță, să mergem să filmăm ceva. În primul rând, Mihaiță, vă mulțumește foarte, foarte mult. De ce e că mulți ați trecut pe Facebook și într-una îi scrieți acolo. Și el, când am pus aici Facebook-ul lui, el zice că amu, cred că nu scrie nimeni. Și asarul ăsta, săracul, și-o răspuns, dar așa-i râdeau buzele când îl scrieau acolo mai mult și el tot și de și răspunde. Ia, m-a scris așa, m-a întrebat când puneam vlog, așa. Scrieți-l cât mai mult, de ce e că Mihaiță foarte mult se bucură. Câți mai mulți acolo la dânsul? Dacă eu nu dovedesc să vă răspund, de ce e că la mine e cica-cida asară, fraților, Instagram-ul, Facebook-ul, YouTube-ul, l-ați, nu știu cum să vă zic, l-ați spart, așa, că eu... Eu într-una. De comentarii, gata, nu mai e ca pe nici acolo. Comentarii, eu nu mai știam ce să scriu la mine, de-amu ochii s-au făcut așa, ea, fraților, de marchi. Eu am stat asar într-una și zic, hai să răspund la tăte să termin. N-am mai putut răspunde, nu știu dacă mă credeți. La vlogul cealaltă care l-am pus cu Mihaiț, cum am făcut bulză, unde v-am rugat din tot sufletul să dați 1000 de like-uri la vlogul de asară, unde am făcut bulză afară.
Sunt piști 100 de comentarii, cu ceea ce am răspuns eu, ele sunt piști 200. Sunt 800 și ceva de like-uri, au mai rămas 100 și ceva, fraților, vă rog din tot sufletul, care nu a dat like, întorceți-vă la vlogul cealaltă de seară și dați 100 de like-uri, să fie acolo 1000 și un like, cum a zis Mihaiță, nu 1000, hai că dacă rămâne un like, îl pun eu. Să fie 1000 de like-uri ca Mihaiță să facă mâncare ce e lui, de ce el a zis că știți ce mâncare face? Carne pe franțuzești! Asta a fost un secret, dar eu vă zic că eu aș vrea să mănânc așa ceva, așa că vă rog din tot sufletul, pentru ca eu să mănânci niște carne pe franțuzești, dați un like, că nu vă costă nimic. Învață de... franceză așa să mănânci carne. Nu, că ai zis că tu o faci și la aceia care nu știe franceză. Ai zis, doar singur ai zis că faci. Așa că... Și încă ceva vreau să zic amu. Fraților, vreau să felicit pe toți care poartă frumosul nume de Ion, de ce? Că Ion e cel mai frumos nume și noi cu numele ăsta Ion suntem cei mai mulți, cred că. Și în România, și în Moldova, Ion și Maria este două sunt cele mai populare, să zicem așa. Nu-mi pare că Mihai. Mihai? Da. Nu, Mihai, numai tu ești. Vreau să felicit pe toți care poartă numele de Ion. Vreau să vă doresc multă, multă sănătate, că e mai scumpă decât toate. Vreau să vă doresc pace, liniște. Să fie bunul Dumnezeu cu voi într-una și să vă binecuvinteze de tot ce-i rău și să vă iubească cei apropieți. De ce? Că nici ca cei, dar cel mai mult ne-ați împlut acolo și Instagram-ul și YouTube-ul și Facebook-ul cu felicitări de Sfântul Ion. Fraților, vă mulțumesc din tot sufletul, sunteți cei mai tari. Nu mă gândeam că eu când am pus vlogul, când am făcut bulziștea, nu mă gândeam că faci măcar 500 de like-uri. Dar totuși vreți și dar voi să-l vedeți. Nu, loc era undeva pe șaselea, nu e așa printre primele. Vizualizări n-are multe, dar na, măcar like-uri să fie să faci tu mâncare ce ești, cum. Măcar dacă n-avem multe vizualizări, măcar o mâncare să mănânc. Așa că vă rog, mai 100 și ceva de like-uri. Care nu a dat, întorceți-vă la vlogul de aseară și dați câte un like acolo. Noi am mergem să facem repede treburile și mai departe știți unde mergem sau nu. Nu știți, fraților, dar eu nici nu vreau să vă spun de ce e că a să vedeți mai departe în vlog unde vrem noi cu Mihaiță azi să ajungem. Într-un loc foarte frumos. Acolo să știți că e raiul pe pământ. Și noi azi, așa ne-am gândit cu Mihaiță dimineață. Mihai, facem repede treburile, e sărbătoare, afară plouă, ce stăm acasă, ce facem noi acasă? Mergem și noi undeva. Undeva unde e foarte frumos. Așa că mai departe vedeți în vlog. Doamne ajută nie lui Mihaiță și la toată lumea. Ia-mi să vedem ce e aici. Oh! Ga, Mihai, tu ce faci, la caprițe sau la gâște? Ce mai mare? Așa și mă gândeam, el ia gâștele și fuge înainte. Și vouă trebuie să vă scot și din iaslă, da? Așa, unde-i dormitea, zi, tot aici? Tot acolo dormitea, uitați-l. Las ca să-ți fac eu ceva. Aici au mâncat ceva năsip? A, e scurm acolo, ia uite, mănânc. Dar tot uite în ciuchești peretele. Păi te găsesc furnici pe acolo ceva. Nu știu ce găsesc, ei, da. Apa, au mâncare, au tot este, așa-i? Dezi. Așa-i? Hai să facem repede ordine, de ce că noi azi ne grăbim. Foarte tare ne grăbim, panuș nu vă aduc. Vă aduc deodată niște luțiernă, bun? Dar cum le-o dat Mihai? Uai Mihai, ei! Dar cele două ce fac acolo? Dar eu văd că se primlă, dar... Dar cum așa s-o prinit? Hai că te ajut! Hai, nu încolo, măi, că mă aud tăt! Hai! Hai. Așa, hai. Hai, că la dânsul îi vedem, hai. Hai. Nu în deal. Nu. Hai.
Și nu le prins, Mihai! E greu când rămâne așa câte două. Ele dacă merg, merg tăte, că merge una și după aceea merg tăte. Dar așa când vreo 10 se acolo și două rămâne, e foarte greu de le... O! A! Dar păi ăsta așa îl prinde gâștele, ia uitați-vă! Hă? Că cea la alb îmi pare că e gânsac. Hai că-l pune la colț și-l prinde. Băi, leu! Hai, bă, ce faci? Așa, la colț și l-ai prins și gata. Oh. Apoi și ala e gânsac, am zis deodată. Dar dacă noi luțar n-o gătim, apă ce dăm la iepuri? Hă? Dacă luțar n-o gătim, ce dăm la iepuri? Dar luțar nu este și acolo, în adăpost. Dar pe mine te-am luat mai mulți duc la iepuri. Luțar nu este și în adăpost, amu este o leacă de fân deasupra. Și restul e luțărn. Mai încolo, mai în jos. Pe urmă iar vine fân. Noi doar luțărn ce-am strâns, am pus și în adăpost, nu ți-mi minte? Ce nu ți-mi minte aici, chinii? De două ore îmi pare că am pus. Acolo vine jos fân, pe urmă vine luțernă, iar fân, luțernă și iar fân, îți pare. Așa trebuie să vii, parcă, după cum ține o minte. Dar ce-ți pare că iepurii fân n-ați mănânci dacă le dai? Mănâncă, nu stoc. Asta o duc la iepuraș. E mâncare tot n-are. Apă are. Așa. Hai. O leacă de luțernă, poftim. Poftim. Cățăi, ce fac? Ce faceți, măi, nu-i glodul la voi? E, uscățel frumușel, paile uscate, așa-i? Ce faci? Hai vin încă. Hai vin, hai vin. Hai, că nu... A, sunt tinde, ai dormit? Hai vin, hai vin. Vin, vin. Cineva ne-a scris că... Și mai pun pe aici câte o scândurică să nu se ducă jos. Frastor, am făcut așa să nu se ducă jos. Ai ieșit tu? Ai ieșit tu, lupul? Am făcut așa să nu-ți ducă jos, aici n-ajunge. Acolo dacă îți duci jos poate urca, de ce că nu e așa de înalt, așa-i? Așa-i? Hai că vă aduc și vouă ceva mâncărică, da? Da, da. Cu minte, cu minte. S-a arătat noaptea, ați batut. Ce acolo? A venit cineva să mă furi? Ui, leu. Ce acolo? Te plouă? Hai vin încoa, hai vin, hai vin. Hai vin, nu vin? Ce-ți drăvinește? A, uite, bobiță, o găsit loc. Bobiță! Cuțu, 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 cuțu!
Fraților, cineva mai m-a întrebat acolo cât lapte ne dă caprița mu. Ia uitați, va? O mulg odată în zi, numai dimineața când ne sculăm o mulg și încă nu fi de ochi avem cu Mihaiță lapte, de ce e cum și-am zis? Până ai și lapte. Da, mai încoace de-a mu vine spuma. Dar până amu da de șânc mai mult, de-a mu pincetul tot mai puțin și mai puțin. Dar ce pot să vă zic, pulga chiar e bună de lapte, de ce e că îmi dă lapte aproape până chiar și înainte de a fata, azi încă poți o mulg și e mâine fată, de ce e că dau o mulg numai o dată în zi. Dar lapte dă. Chiar, nu știu, omul cred că sunt căpri care nici nu mai le mulge deloc, de ce e că nu mai are ce mulge. Dar noi, a noastră, și-am trecut așa am mulso și anul ăsta la fel. Dimineața aveam lapte cu... Da, dimineața aveam lapte cu cozonac, cu colac, acolo au rămas de o bunătate. Ce? Tu ești Daisy? Nu știu Daisy, nu știu, îmi pare că e slabă. Nu știu, parcă nu are bârtă pentru sfieti, nu înțeleg. Pare să nu fie. Am dus-o două ori. Cum crezi? Nu știu. Ceva parcă nu are bârtuț. Hai, Mihai, hai, mergem, că noi încă ne grabim. Hai. Hai. Fraților, suntem la Mănăstirea Banceni. Ia uitați-vă ce frumușață aici. Ia uitați-l pe Mihai. Ia uitați-l. Pe mine n-are cum să uită. Foarte multă lume trebuie să fie acolo. Azi aici, bineînțeles că e Crăciunul pe vechi, e nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Foarte frumos aici. Cine este asta, Mihai? Mergem în untru, spuneam câte o lumânare. Thank you.
și Sfinților și drepților, Dumnezeu și Părinții, Chimpioane Sfântul Sfinților, să ne mântuiască, să ne mântuiască pe noi, ca o bun și de oameni, iubitori. Vă mulțumesc din suflet și vă rog, nu vă grăbiți,
colindătorii încă stau să colinde. Ca moșii am pregătit ceva și sărmăcuță de sărbună bună, vă rugăm frumos o mare binecuvântare și cafeluța cu lapte pe care mama vă pregătea odată când mergeați la școală. Să mai nu posiți la noi, pentru că e bine și e tare frumos. Iubiți credincioși, vă rugăm din suflet, avem un obicei foarte frumos să fim creanți în copilașe, precum și prăzuim sărbătoarea nașterii Domnului. Cred că cât de mult ne-a stăluit să spunem cât de mult Dumnezeu ne iubește, cât de mult ne iubim pe Dumnezeu, mai bine decât la copilașe se primește la nimeni dintre noi, așa că vă rugăm puțină atenție, răbdare, să-i ascultăm, ei vor spune așa că nu spune nimeni dintre noi. Îi spun din toată inima, din tot felul de urmare și cu dragoste, și cu multă iubire. Și acum vă rugăm să puțin de răbdare, să avem un miserim, că se fac cadourile la ora 2, pe toți care doresc să rămână, să ne putem ruga împreună la adunarea Domnului, care va lua loc, vă rugăm să rămâneți, dar atunci, cu multă atenție, să ascultăm copilașii și iubiți ai noștri care ne cinstează în fiecare an.
Mihai, așa de multe sarmale ți-au pus. Ia uitați-vă, la mine e la fel. Jos avem acolo cadouri și am luat încă și un burcanel din ieri am cumpărat. Și mai e ceva, vă arătăm de amoc. Îți bune, da? Și încă scaldi. Vă arătăm acasă de amoc ce am mai cumpărat. Fraților, ce am mai cumpărat noi? Niște tămâi care miroase foarte frumos, ieri ați văzut-o. Și bineînțeles că am primit și niște dulciuri. Acolo la mănăstire, la toată lumea o dat, n-a rămas nimeni fără bomboane. N-are a face, că-i mai în vârstă, frumos miroasă, nu? Mm-hmm. Da, chiar am ales, ia uitați-vă, tămâia asta e cu miros de crizantemă. Cred că ceva frumos. Aici și dulciuri avem, ia uitați-vă, bombonele, noi cu Mihai, la mine încă colțunul și ala aproape plin. Și încă în casă avem o grămadă, ia uitați-vă. La noi bombonele sunt o grămadă, dar nu-i nica, nu încurcă. Mai vin nepoții pe la mine și mai dau și eu. Nu Mihaiț, Mihaiț are, el tot e nepoț, el are bombonele. Fraților, am zis și la început de vlog de dimineață când m-am trezit și vreau să vă zic și amu. În primul și în primul rând vreau să felicit pe tăți care poartă frumosul nume de Ion, așa cum ați felicitat pe mine. Am sute de felicitări acolo și sute de urări și în Messenger și în Instagram și în Facebook. Duc și în Messenger și în Facebook, asta e tot aceeași. Și pe YouTube am sute, sute sau nu știu cât acolo de felicitări. Mii. Chiar nu mai știu când... Mii și sute și mii. Da, foarte mulți m-ați felicitat. Așa că eu din partea mea vreau să felicit pe tăți care poartă frumosul nume de Ion. Vă doresc tot binele din lume. Și pe lângă asta vreau să felicit pe tăți care azi sărbătorește Crăciunul sau nașterea Domnului nostru Iisus Hristos pe stil vechi. Așa cum am fost noi la mănăstire, ați văzut cât de frumos acolo. Eu am orice ce cuvinte ce n-aș spune. Știu precis că cea mai mare frumușață în vlogul ăsta ce l-am făcut azi, ați văzut-o la mănăstire. Tare m-am staruit și tare am vrut cu Mihaiț, am zis că hai mergem mai înainte să putem arăta ceva la lume. Și așa de tare m-am bucurat când a ieșit în alt preasfințitul Longhin și când a ținut predica. Chiar așa de bucuros eram că am putut să filmez asta pentru voi. Nu știu dacă mă credeți, sunt cel mai bucuros. Așa că eu oricine ar spune că nu pot vorbi așa de frumos. Vorbesc și eu, dar nu aș chiar până într-atâta. Mamă, dar ce frumos miros. Ia să aduc aceia, să dăm foc la... Amuși, facem un miros în căpuță. Hai să vedem, să ne rosim. Să ne rosim, n-ai cum vedea mirosul. Spun că eu oricine ar zice, mai frumos nu pot vorbi. Cele mai frumoase cuvinte sunt acolo, în biserică, orice preot, unde nu am merge. Chiar la noi aici la biserică, la mănăstire, unde nu am merge, cele mai frumoase cuvinte le găsim acolo. Hai, că nu-și pârlești masaj? Nu mai pârlești nică. Nu ar trebui să pârlească masă. Dar dacă se pârlești, facem altă. Gata. Zici tu? Da. Te-așem. Ian, să vedem. Suflu. Nu, acolo încă nu s-o... Nu. Nu, aici încă nu s-o pun cumva. Hai că o pun aici și îi dau așa în jos. Parcă ar trebui să meargă, nu? Ce zici? Da. Ia să vedem și miros, ia să nu stresează un miros aici frumos. Da, asta hai, o lăsăm aici. Da, gata, miroase. Și frumos a început a ieși. Da, uite, iese și se cunoaște cum. Păi și miros plăcut. Acolo erau mai multe. Știu, mai luam și mai frumos. Era de trandafir miros și nu știu de ce mai era acolo. Mamă, cât îmi place. Foarte frumos. De mâncat să miroase frumos. Da. Și în ieri, fraților, am luat și eu cu Mihaița un burcan și o cumpărat și mama un burcan. Deci eu n-am știut că o cumpărat mama și am cumpărat și noi. Și... Uitați, asta tot e mirosul. Da. E bună.
îmbrac, o mâncaș galupte și bomboane. Foarte frumos. Amuș, când venim în casuță, să iasă tot aici ce ar de ieșit. Când venim în casuță, îți dai seama și mirosa să fie aici. Dar trebuie să o dăm un lac mai departe de bradă, așa știi că să nu se întâmple. Dar ce timp să aprindă? Da. Mihai, asta nu se aprinde, nu te temi. Eu nu știi. Ca să nu se întâmple deloc nici aia, te o punem pe plite sau pe masuță, așa ești deloc, nu avem nicio grijă. Uite, dacă o punem aici, aici precis nu se întâmplă nici aia. Numai să nu retrăiești tu, omul meu bun? Da. Apoi vezi, nu retrăiești că îți trăiești sănătatea. Dar măi, așa asta chiar poți să le lăsăm aici. Ce le mai duc în casă, eu le lăs aici, când ați venit la casuță, mai pun niște tămâie aici, când îmi place, să... e cel mai frumos miros. Bumboane din luăm acasă și... Fraților, cam asta a fost pe azi. Scrieți în comentarii dacă v-a plăcut vlogul pe care l-am făcut. Nu știu cum vouă, dar mie foarte ne-a plăcut și foarte bine m-am simțit acolo la mănăstire. Mai ales când a venit la urmă și o colindat. Am pus și colinda asta pentru voi să auziți. Eu am pus și colinda. Și Mihai a vrut, dar știți și că a văzut cât de bomboane acolo. Da. Și el deodată, eu un clanțnut, el vrea sară să meargă și el acolo între copchii. Zic, stai Mihai aici, că nu avea nici haine de celea cum erau naționale, nici era între ei. Zic, unii merge așa. Și lanțenos. Și mincenos. Da, fraților, râdem și glumim. Asta a fost pe azi. Vă mulțumesc foarte mult la toți care ați fost alături de noi. Vreau să vă mulțumesc pentru, nu știu, vlogul ăsta îl punem la 17 seara la noi în Căianeaz, afară plouă, o leacă vremea, e frumoasă, nu urâtă. Da, Pinesar Mihaios trebuie să ningă și mâine tot, da. Nu știu acolo, poate până la 17 seara să strânge 1000 de like-uri, poate nu, dar vreau să vă mulțumesc foarte mult de ce că m-ați auzit și m-ați ascultat și vreți și voi să vedeți rețeta de la Mihaiță. Că acolo era 900 și ceva de like-uri sub ultimul vlog, așa că care încă nu a intrat și nu a dat like, intrați și dați like, vă rog eu frumos, ca Mihaiță să facă o rețetă acolo, o carne pe franțuzie, știi? Și eu o să mă împărțesc cu voi, care vine la casuță, da? Cu mare drag, da, o împărțesc. Deci ei, Mihai, au zis ca să facă dimineață până în seară aici, au zis ca să facă foarte multe carne. Eu n-am zis nimica. Nu, ai zis că să faci, gata, na. Mihai, dacă facem 1002 like-uri. Nu, 2001, de-am 1002, gata, Mihai. Nu, dacă facem 1002, eu nu fac. Nu, n-are a face, gata, dacă trecem de 1001, tu faci, nu mă doare capul, că dacă sunt 1005, de-am 1, tu nu faci, nu. Dacă ești trecut de 1000, încolo, gata, tu faci carne ceia franțuzească, așa că pe mine nu mă doare capul și pe voi, fraților, cred că tot nu mă doare capul. Asta de-a mus problemele lui Mihai. Problemele mele au fost ca să vă rog să dădeți like-uri, problemele voastre au fost ca să dați like-uri. Gata, noi de probleme pot să o cotim că am scăpat. A rămas Mihai cu problemele lui, nu? Eu s-o cot că așa e cel mai corect. De-a mus noi mai avem o problemă, ca să mâncăm carne ceea ce o face Mihai. Trebuie o problemă ca să rezolvăm, dar noi nu știm matematică. A face tu, nu știu, e rezolvat toatele. Așa că, încă o dată, din partea noastră, vă felicităm pe tăți cu Crăciunul, vă dorim tăți cei mai buni, să vă aibă bunul Dumnezeu pe tăți în pază, pruncușorul Iisus Hristos să vă păzească de tot rău, de toate bolile și de tot ce rău și vă dorim ca în ziua de azi și nu numai azi, în toate zilele să vă înconjoare numai oameni frumoși. Și cum să, lui cineva i-a plăcut acolo cuvintele pe care le-am spus, iubiți, prețuiți și mulțumiți bunului Dumnezeu pentru toate. Pe azi vă mulțumim foarte mult la tăți și vă zicem la revedere și de amuni întâlnim precis marți seară la ora 17:00, a să vedeți ce am făcut noi mâine, asta e luni de dimineață până în seară. Vă iubim, vă prețuim și vă zicem mai odată la revedere! La revedere.